O echipă Greenpeace România a identificat în două zile aproximativ 319 metri cubi de lemn tăiat ilegal într-un singur sat. Este vorba de localitatea Gurenii din comuna Peștișani. Aici, patru societăți de prelucrare și transport al lemnului își desfășoară activitatea. Potrivit unui comunicat de presă, o echipă de activiști Greenpeace România a efectuat în perioada 17-18 noiembrie 2016 o cercetare cu privire la transportul lemnului pe raza localității Gorjene. Astfel, în perioada de monitorizare au fost identificate 35 de transporturi ilegale volumul de lemn ilegal monitorizat a fost estimat la 319 metri cubi cu o valoare de circa 25000 de euro am revenit în Gureni pentru a cerceta cum ajunge lemnul tăiat ilegal pe piață. Nu ne așteptam să găsim camioane fără acte, având în vedere că oricine poate verifica legalitatea transporturilor, fie prin apel la 112, fie folosind aplicația Inspectorul Pădurii, instalată pe telefoane mobile. Radarul pădurilor își face treaba, însă operațiunile de control din partea autorităților trebuie intensificate, iar sancțiunile aplicate să elimine furtul și distrugerea pădurilor, declară Ionuț Apostol, director de campanii la Greenpeace România. Organizația a transmis o sesizare în acest caz către Dicot, Garda Forestieră Vâlcea și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.